place lui. Adică să ambiționează, asta îmi place mie, mai să fac. Bernardo zice, mă interesează padre ce s-o gândești tu, ce gândești tu, treaba ta. Eu asta vreau să fac, am trândit ușa și m-am dus cum vreau eu. Vreau să fac aici o paranteză pentru părinți. Efeseni 6:4. Fac o paranteză de ce? Aveți grijă, nu vă ambiționați copiii. Aveți grijă. Părinților, nu întărâtați la mânie copiii voștri. Nu le creați senzație de nemulțumire. Nu le creați o senzație de frustrare. De la ce mă refer aici? Dacă i-aș întreba pe copii că am un microfon în mână și tot aveți amvon, și aș merge cu microfonul și aș întreba mai ales pe adolescenți cu ce mă enervează tata și mama sau cu ce mă nemulțumesc părinții, care sunt nemulțumirile voastre legate de părinți, sunt 100% sigur că ar fi multe. Dar vreau să vorbesc cu voi câteva lucruri. Nu vă nemulțumiți, nu vă întărâtați copiii la mânie, zice Biblia acolo în Efeseni 6:4. Și ce? Creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Știți la ce mă refer aici? Știi cum poți să-ți nemulțumesc copilul, să faci din el un frustrat, care la vârsta când ajunge la 18 ani s-a tot dus, să nu mai vadă nici biserică, nici familie, știi cum poți să faci asta? Atunci când pui limite copilului tău fără să le explici, Biblia spune foarte clar, învață pe copil calea pe care trebuie să meargă, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Deci ai datoria să spui copilului tău, tu n-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta. Asta e limita căii lui Dumnezeu, dar, și accentuez asta, dar. Întotdeauna când pui o limită, explică limita asta. Nu mai merge argumentul, pentru că eu, tata, dacă mă asculți, s-ar putea să te trezești și cu o palmă peste ceafă. Pentru că dacă ai atitudinea aceasta, vei crea în sufletul lui o stare de nemulțumire cronică. Dar vă mai spun ceva. Cea mai bună formă de educație este educația prin afirmație. Știți că educația prin negație, de asemenea, creează multe nemulțumiri. Eu vorbesc din perspectiva mea de copil. Când mergeam la tata, că am crescut într-o familie clasică, când mergeam la tata cu ceva, tata întotdeauna zicea, nu. Nici dacă cam de multe ori să spun ceva, vreau să... nu. Nu. Știți, dragi părinți, unii dintre voi credeți că datoria voastră sfântă de la Domnul e doar să spuneți nu și atât. Dar asta e cel mai simplu lucru. Sigur că tu spui în fața lui Dumnezeu, mi-am făcut datoria, i-am zis să nu fumeze, dar tu făceam treaba lui. Nu. Nu, nu, nu. Educația nu se rezumă la atât. E adevărat că tu, prin forma asta de educație care se rezumă la negație, i-ai creat o stare de nemulțumire și de frustrare și va ajunge un nemulțumit și un frustrat și de familie și de tine ca și părinte, se va revolta și la vârsta maturității va pleca cât va vedea cu ochii. Însă, e mult mai înțelept din partea ta să te implici în mod activ în educația copiilor tăi și dacă vrei să nu stea toată ziua pe Facebook și la televizor, să-i dai altceva, o alternativă. Să fii creativ, să te implici în mod practic, dar asta e greu. E mult mai simplu să stai, să n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, tu te cam maci la frumos. Și în felul acesta nu faci decât să-ți întâlniți copilul la mânie. Când vii cu educație doar prin negație. Dar de asemenea, încă un lucru, mă refer aici la părinți. Datoria noastră este să ne creștem copiii. Cuvântul acolo, în originalul grecesc, creșteți-vă, este gimna, de la care avem gimnastică sau antrenați-vă copii. Adică ceea ce spune Apostolul Pavel e de datoria părinților să se implice în mod activ în viața copiilor lor, nu numai să le spună ce să nu facă, ci să se implice în mod creativ și activ în educația copiilor lor. Înțelegeți? Adică exact cum face un antrenor. Un antrenor nu spune unui student al lui, auzi, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, și apoi vezi cum o fi. Și creșteți-i, gimna e cuvântul în original. În învățătura și mustrarea Domnului, și vă mai spun ceva, aduceți-vă copiii la adunare. Și m-am bucurat așa de mult că i-am văzut pe aici. Pe mine nu mă deranjează niciodată copiii la predică. E adevărat că părinții mă deranjează de multe ori. Pentru că și atunci când un copil e puțin mai gălăgios, sigur că vorba lui e un creangă, dacă e copil să se joace, dacă e popa să cetească, dar... când te uiți la copilul tău și dacă face câte o boacă și mai dai un cot de lui de fii atent ce face. Nu-i chiar ok. Dar nu-i copilul de vină, acolo tu ești de vină. Și atunci se mai întâmplă un lucru. Unii vin și spun, Doamne, eu nu-mi aduc copilul la biserică pentru că nu înțelege nimic. Și lasă acasă, să stea la televizor, să se uite la desene animate. Și eu i-am spus unui om care mi-a venit cu asta, că am tot timpul luptat asta cu unii părinți care refuză să se aducă copiii la adunare și mi-a zis așa, oameni buni. Eu i-am întrebat pe ăsta, zic, dar tu ce ții minte din ultima predică pe care am ținut? Hai să vedem. Ce știi? Și eu m-aș știut așa de puține lucruri. Mai mult era dintr-o altă predică, nu a mea, da?
L-am lăsat să spun. Știți de ce? Noi spunem că îi aduce pe copii și nu înțeleg nimic. Dar întrebarea e cât înțelegem noi. Dar mai e o întrebare. Unde vor experimenta copiii voștri prezența lui Dumnezeu dacă nu aici? În fața televizorului? Niciodată. Orice predică vor auzi acolo, orice cântare de la Speranța, orice muzică pentru copii vor asculta, niciodată. Vă spun ceva. Există ceva legat de casa lui Dumnezeu. Hristos a zis, unde vor fi doi sau trei adunați în numele meu, voi fi și eu acolo. Și vă anunț ceva în această seară. Aici e prezent Hristos. Aici e prezent Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Aduceți-vă copiii la biserică, pentru că numai aici vă pot experimenta un gust al prezenței lui Dumnezeu pe care nu-l pot simți niciodată, nicăieri în altă parte. Și vă spun ceva. Când vor ajunge la vârsta maturității, poate unii dintre ei vor alege să se îndepărteze de familie și de Dumnezeu. Dar tot timpul vor simți gustul acesta, le va fi dor după gustul acesta al prezenței lui Dumnezeu din adunare. Pentru că eu am copilărit în adunare, nu mi-aduc aminte de nicio predică, am crescut în biserică și mergeam de 3-4 ori pe săptămână la biserică, pentru că locuiam gard în gard cu biserica. Și că voiam și că nu voiam mai de cele mai multe ori, eram acolo. Nu țin minte nicio predică, dar mi-aduc aminte de momentele când Dumnezeu a coborât în biserică. Mi-amintesc, de exemplu, când odată în biserica noastră a intrat un om necredincios și cel de la amvon, fiind călăuzit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, i-a zis tot ce gândea omul acela. Și s-a întâmplat minunea despre care vorbește Biblia 1 Corinteni 14, că omul ăla necredincios s-a prăbușit cu fața la pământ și a zis, cu adevărat aici este prezent Dumnezeu. Cu adevărat aici este prezent Dumnezeu. Cu adevărat aici este prezent Dumnezeu. Când am ajuns să citesc pe Nietzsche, care declara că Dumnezeu a murit, eu știam că Nietzsche este mort și Dumnezeu trăiește. Nu din predicile pe care le-am auzit în biserica copilăriei mele, ci din prezența lui Dumnezeu pe care am experimentat-o în adunare. Aduceți-vă copiii aici, pentru că numai aici pot experimenta prezența asta specială a lui Dumnezeu. Iar eu spre aia rapid evanghelist, trecem la textul pe care l-am citat și citiți. Am zis că a doua rădăcină a nemulțumirii în familie și relații în general este ambiția noastră prostească. A treia rădăcină e mândria noastră, mândria. Asta duce la nemulțumire. Când noi, în orgoliul nostru, credem că merităm mult mai mult, și primim mult mai puțin. Și asta ne creează o stare din asta de cronică nemulțumire. Uitați-vă la Barnaba, care până acum el era șeful. El e cel care are inițiativa. El ia pe Apostolul Pavel, el îl pune în Antiochia lucrare și acum lucrurile se inversează. Și nu mai e așa de ușor. Aceasta este întrebarea. Cine e șeful? Știți că e un verset, noi bărbații știm câteva versete din Biblie, ultimul verset din Efeseni, capitolul 5, știți care este? Ultimul paragraf, chiar ultima propoziție, zice, femeia să se teamă de bărbat. Eu de câte ori citesc textul ăsta, măcar o dată sau de două ori, aud cât un amin de la frați, în special. Știu că am citit într-o adunare, femeia să se teamă de bărbat, am auzit pe unul cu voce de bas, amin. Și am ridicat privirea și a zis, ăla care a zis amin să se ridice picioare. N-a avut curaj. Ca dovadă se teme și bărbatul de femeie. Și bărbații vor fi sinceri. De câte ori nu a fost frică. Să nu aflu de vastră, mă zice. Cine e șef? Știți cine e șeful? Știți, spune Biblia în Efeseni 5, mai jos de textul pe care l-am citit. Versetul 21 zice, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Hristos e șef. Bărbatul e capul, asta e altceva. Înseamnă că trebuie să gândească mult. Mult. Și familia îți dă primire să gândești mult. Ierarhia din familie nu una militară. Tu nu ești director la tine acasă, nici patron. O scrie nicăieri Biblie că bărbatul e patronul familiei sau regele casei. Scrie doar că bărbatul va stăpâni, în Geneza 3:16, dar verbul ăsta în ebraic, al stăpânii, înseamnă a da direcție. Să este mare lucru. Că de asta sunt multe femei nemulțumite în bisericile noastre, pentru că sunt prea mulți bărbați care nu știu să dea direcție. Pentru că tu te lauzi că ești bărbat în casă, dar nu dai direcție din punct de vedere financiar, pentru că nu faci nimic pe lângă casă, pentru că n-ai mai zugrăvit apartamentul ăla de 25 de ani,
Pentru că stai prea mult în fața televizorului, pentru că n-ai niciodată inițiativa de a strânge copiii și familia în jurul cuvântului, cu toate că tu te numești preot în casa ta și din cauza aceasta multe soții trăiesc o stare de continuă agonie a sufletului lor, o stare din aceasta de nemulțumire cronică ce se transformă în amărăciune și frustrare și duce câteodată la divorț. Tu asumă-ți rolul pe care Dumnezeu ți l-a dat în familia ta. Știți că de multe ori orgoliul duce la ruperea unei relații? Că de prea multe ori mândria este cauza nemulțumirii cronice pe care o experimentăm mulți în viața noastră? Mândria. Merita mai mult. Eu cred că merita mai mult, zice. Eu cred că merit mai mult. Vă spun, orice familie, în orice familie, capul este Hristos. Bărbatul este cel care trebuie să aibă inițiativa, să dea direcție. Dumneavoastră, simate, să sunteți ajutorul potrivit. Adică să le aduceți aminte bărbaților voștri că dacă nu sunt cap, trebuie să fie. Domnul să vă ajute la asta. Știu că aveți darul acesta al perseverenței. Aduceți-l aminte. Apoi, al patrulea lucru care creează nemulțumire între noi, știți care? Între Pavel și Barnaba se creează starea asta de nemulțumire. Din ce? Spuneți-mi voi, din ce? De la ce pornește? De la Ion Marcu. De la un lucru mărunt. Pentru că întotdeauna nemulțumirile pornesc cu lucruri mărunte și conflictele, în general, pornesc de la lucruri mărunte. Nu e niciodată că vizitam o familie care știa că urma să vină păstorul acolo, dar nu știu cum soțul și soția erau așa în ceartă și au un copil genial, un băiețel, nu știu de câți ani. Atunci era și mai mic și stătea în hol când am intrat la ei, ușa fiind deschisă la țară, toată lumea intră, iese cum vrea și am intrat și l-am găsit pe băiat stând în hol, în timp ce ușa de la cameră era întredeschisă și tata și mama erau într-un moment din ăsta de conflict și de ceartă. Și băiatul stătea și se uita la mine și eu mă uitam la el și el se uită la mine și eu la el și zic că de ce se ceartă tata și mama? Și Dumnezeu îmi răspund genial, zice, din orice. Păi vă nu mi s-a întâmplat vreodată, eu cred că or fi măcar doi ca mine aici, care să experimenteze o stare din asta, să te ceri cu tata, cu mama, cu soțul, cu soția, cu cineva și la un moment dat să nu mai știi de ce ai început starea asta. Să nu mai știi pur și simplu, să știi doar un singur lucru, că tu ai dreptate, evident asta. Dar altceva să nu mai știi. Deci așa de important motivul că să te dreptate, de ce am început treaba asta? Deci noi am rămas doar cu nemulțumire, am uitat cauza, am uitat rădăcina. De ce? Pentru că de cele mai multe ori, de cele nemulțumirilor din viața noastră, în relații, mă refer, sunt lucrurile mici. Acum, vreau să vă prezint foarte succint, atât dacă pot, reguli pentru stabilizarea stării de nemulțumire în viața noastră. 1. Niciodată nu nega starea asta. Niciodată nu nega. Cum ești? Bine? Da. Tot e ok? Da. Știți ce spune Biblia în Efeseni 4:25? Zice, de aceea, zice apostolul Pavel, opriți-vă la mâniții unii pe alții, mâniați-vă, zice versetul 26, și nu păcătuiți, dar să n-am până soare peste mânia voastră să vă explic ceva mai încolo ce înseamnă asta. Eu vă spun așa, oameni buni, în numele Domnului, opriți-vă la mâniții unii pe alții. Știți că există, așa, avem un dar actoricesc fenomenal. Ești ok? Da. Te-am supărat cu ceva? Nu. Tot e o regulă. Perfect. Bine, deja, după atitudine îți dai seama. Da, sunt cazuri în care unii dintre noi suntem experți. Totul e bine. Te iubesc, frate. Ai ceva cu mine? Nu. Mă rog dacă vrei pentru tine. Te îmbrățișez, te pup. Când mă pune păstorul să dau mâna cu cineva, primul dau mâna cu tine, dar numai eu știu ce am în mintea mea. Și mai știu încă vă câțiva, 100%. Totdeauna. Așa se întâmplă. Prima regulă. Dacă vrei să scapi de starea cronică de nemulțumire în raport cu familia, niciodată nu nega, niciodată nu nega. Doi, niciodată nu provoca. Stimate surori, doamne și fraților, știți că multe stări din acestea pornesc la o chestie de asta. Nu fă niciodată un lucru despre care știi că dacă îl faci, îl provoacă pe celălalt. Aduceți-vă aminte, Barnaba, eu cred, și dați-mi voie să interpretez textul biblic așa, că Barnaba știa 100% consultul pe Pavel că nu va fi de acord să meargă în misiune niciodată rând cu capul lui cu Ioan Marcu. Știa? Dar îi cere treaba asta, nu așa. De ce? În ciudă. De ce faci asta? Ciuda lui. Era la o masă cu niște copii și mânca un copil, deci mânca un copil pescăind, eu eram obosit, nu știu de ceasuri de mers,
Și mânca și eu am rezistat cât am rezistat, dar la un moment dat, nemai putând rezista, fiind slab din punctul ăsta de vedere al rezistenței, după oboseala pe care o acumulase, îi zic, bă, de ce mănânci, așa că nu mai e. Și el mi-arată înspre frate-sul care era în partea alaltă, transformat la față, transfigurat, roșu la față de mine, zice, în ciuda lui. Știți ce m-am gândit? Că de multe ori și în familie exact la fel, exact. Adică dacă știi că lui, bărbatului tău, nu-i place la un lucru, de ce faci exact lucrul ăla și nu mai spun ceva? Niciodată mânia nu e un moment. Că mulți vin și spun cu ochii mari și mirați și zic, pastore, nu știu cum a reacționat așa. Păi spune de ce a reacționat așa. Pentru că mânia este o acumulare de nemulțumiri care la un moment dat explodează. Pornește și mânia, tot era nemulțumire. Acumulezi o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, nemulțumiri, frustrări, nemulțumiri legate de celălalt. Și apoi ce se întâmplă? Exact ca și picătura chinezească. O dată, de două ori, de patru ori, de cinci ori, de șase ori, de zece ori. Și la un moment dat, la altă, explodează la o chestiune aparent banală, minoră. Și spui, nu știu ce cu ea. Nu știu cum mi s-a întâmplat. Și fraților, încă un lucru vreau să vă spun. Știu că unii dintre voi și dintre noi ne lăudăm că suntem mânioși, dar ne trece repede. Să știți că și tsunami trece până la urmă. Destul de repede. Și o explozie atomică trece, dar problema e ce rămâne în urma lui. Pentru că mânia e ca focul, până la urmă se stinge. Ce facem cu cerușa? E adevărat că tu ai strâns multe nemulțumiri, că ești nemulțumit, ba că nu-ai făcut mâncarea cum ar fi trebuit, ba că nu-ai educat pruncii cum zici tu, ba că nu-ai făcut nu știu ce, ba că nu-ai făcut alt lucru, dar ascultați-vă bine, exploziile astea cu care noi ne lăudăm, frate, o să vă ia de treabă, nu odată explodez, dar și când explodez să nu stai nimeni până mine. Pentru că o palmă poate rupe o relație pentru totdeauna, pentru că un cuvânt care jignește poate să distrugă o relație pentru totdeauna, că nemulțumirile alea pe care tu le-ai strâns și s-au transformat s-au dospit în tine, efectiv, frustrare. Și în momentul ăla spui lucruri numai ca să îl jignești pe celălalt. Și ai grijă. Că lucrurile alea pe care tu le spui, s-ar putea ca relația dintre tine și celălalt să o rupă iremediabil. Adică omul să te ierte pe de-o parte, dar să rămână tot timpul în sufletul lui. Cu durerea aceasta, cu cuvintele pe care tu le-ai spus atunci. Le-ai spus pentru că au dospit în tine prea multe nemulțumiri. Pentru că le-ai spus prea multe și la un moment dat, pur și simplu, a explodat. De aceea vă spun, niciodată nu provocați. Adică nu fă exact lucrurile despre care știi că dacă le face, îi creează cel mai mult nemulțumire. Apoi, al treilea lucru, niciodată nu aminti. Eu vorbă limba engleză, nu știu cât de bine se potrivește, dar se potrivește și românește, care zice că din isterici ne transformăm în istorici. Rapid. Și așa e. Pentru că, știți care era riscul în cazul de față? Riscul ar fi fost în cazul de lui Pavel și Barnaba. Barnaba se spune, Pavel, păi tu nu ești mulțumitor? Păi eu te-am ajutat pe tine, te-am adus, te-am pus în slujbă și acum tu așa te comporți cu mine. Asta e mulțumirea ta. Asta e mulțumirea ta. Am făcut om din tine. Știți că riscul e ăsta, când suntem într-o stare din aceasta, să tot aducem aminte și un frate în vârstă îmi spunea că în relația cu soția lui, cel mai tare este frică de următoarea propoziție, că tu tot așa faci. Și frate zice, că ești din 1960 și nu știu cât. Vă dați seama, din 1960 și nu știu cât, până în vremurile noastre. Și din frate, care e reacția ta? Eu zic, da, băi tu. Se mișcă istoria. Niciodată nu nega, niciodată nu provoca, niciodată nu aminti. Și am vorbit despre rădăcina stării de nemulțumire din relațiile noastre. Am vorbit despre reguli pentru stabilizarea acestei situații. Vreau să vorbesc pe scurt despre răspunsul pe care trebuie un pocăit să-l dea unei situații de felul acesta. Ce fac când sunt nemulțumit de cel de lângă mine? Ce fac? Știți ce spune Biblia să faci? Să mergi să-mi spui la toată lumea. Nu să vă cât de atenți sunteți. Ce zice Biblia? Matei 18. Ce să faci? Du-te vorbește cu el. Asta e cel mai simplu. Păi voi dacă citiți Efeseni, capitolul 5, știți ce spune Apostolul Pavel în raport cu familia? Zice, vorbiți între voi. Și ne oprim aici. Cu cântări, adevărat, cu psalmi, până să ajungem la psalmi și la cântări mai întâi. Vorbiți între voi. Mă înțelegeți? Că știu că noi bărbații nu prea suntem cu vorbitul, mai ales o zi grea de lucru, că e acasă, soția vrea să-i povestești cu lucru, te-am amântat tot ce ai făcut după ce vin eu de aici, când ajungem la unul, dacă lucrează, să-i povestești cum a fost bine. Mulți. Foarte bine, asta deja e mult. Pentru că noi spunem în câteva cuvinte cam tot ce știm
Și așteaptă, se povestește, rupția mă unde, era seara, nu te-a vândut afară și așa mai departe. Să fie un fel de mic sadovian. Biblia zice, vorbiți între voi. Noi bărbații, cu ce trece vremea, devenim tot mai nevorbitori, ca să zic așa. Tot mai greu, parcă vorbim. Dar la ce voi era mai porniți să vorbim. Eu vă îndemn la ceva. Când ești nemulțumit de cel de lângă tine, de soțul tău, de soția ta, de părinții tăi, da, de părinții tăi, de pruncii tăi, știi ce să faci? Spune lor. Dar păstrează conflictul tău, nemulțumirea ta la nivel personal, nu te duci și spune tuturor, uite de ce ești nemulțumit de bărbatul meu, uite de ce ești nemulțumit de soția mea, uite de ce ești nemulțumit de pruncii mei, uite de ce ești nemulțumit de părinții mei, nu fac asta, nu fă greșeală. Pavel și Barnaba au înțelepciunea să păstreze nemulțumirile pentru ei. Pavel avea o listă lungă, probabil, de nemulțumiri, Barnaba de asemenea, dar păstrează pentru ei, nu le duc în biserică. Înțelegeți? Sunt situații în care, nu uitați, voi o să vă împăcați. Dar oamenii nu vă uită niciodată. Dumnezeu vă iată. Oamenii nu vă iată niciodată. Păstrați întotdeauna nemulțumirile la nivel personal. Eu nu, niciodată n-am putut înțelege cum o soție poate să vorbească într-un anumit fel despre soțul ei sau un soț, să vorbească despre soția lui sau un părinte, despre copiii lui sau un câteodată unii copii vorbind despre părinților de te îngrozești. Ai nemulțumiri? Și de multe ori întreb, dar ai spus lui? Nu, n-am curaj. Ai curajul să spui în stânga și în dreapta, pe la prieteni, pe la prietene, nu fă lucrul acesta. Pentru că lucrul acesta poate să-ți mineze relația și să o distrugă pentru totdeauna. Pe cât posibil nu implica pe alții. Că ăia alții pe care îi implici nu te vor lăsa să te împaci cu omul la urmă. Ăia alții, suporteri ăia la care le-ai spus. De ce? Știți de ce le spunem? Pentru că noi, în realitate, nu vrem să rezolvăm problema. Noi vrem ca cineva să ne dea dreptate. Și eu știu o chestie într-o familie, când un soț e nemulțumit de soție și invers, când copiii sunt nemulțumiți de părinți și invers, întotdeauna fiecare are dreptate. Pentru că dacă l-ascult pe tata, și păi pruncul ăsta i-a dat să facă de curat, nu făcut, i-a dat să facă asta și asta, și dacă l-au pe băiat zicând, uite, tata, am făcut asta și asta, toți aveți dreptate, să știți. Eu ca păstor stau și vă spun și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, toți aveți dreptatea voastră. Dar nu asta contează. Contează ca relația să meargă mai departe. Așadar, unul, păstrează conflictul dacă poți și nemulțumirile, păstrează-le pentru tine. Apoi, adu-ți aminte că ceea ce vă leagă este mai important decât ceea ce vă desparte. Fratele de la Bian, eu ești atent. O să-mi dați un bine, nu așa încerc, că frații mai atent de la ce. Mi-au fi închis Biblia, dar nu era nicio șansă să... Știți că ceea ce ne unește e mai important decât aia, nemulțumirea aia una, singură, pe care o ai față de soțul tău, de soția ta. Sunt mult mai multe lucruri care ne-au adus de-a lungul timpului satisfacție, mulțumiri. Dar se întâmplă cu creierul nostru o chestie ciudată, se blochează. Știți cum se blochează? Vedeți că vorbesc așa din toată, tot sunteți. Am văzut pe câțiva deja. Vorbeați cu oameni stânga, nu mai vorbiți. Se blochează. Și când se blochează, rămâne fixat creierul, setat, numai pe nemulțumirea aia, una singură care îl desparte. Au venit la mine doi care vreau să se divorțeze.